Direcția Generală de Pașapoarte a operaționalizat o aplicație web prin intermediul căreia solicitanții de pașapoarte pot verifica în timp real statusul cererii de emitere a pașaportului electronic. Aplicația este un demers în vederea oferirii unor servicii de calitate pus la dispoziție cetățenilor, care este disponibilă pe site-ul pașapoartemei.gov.ro, dar și pe site-ul instituției prefectului județului Maramureș, la secțiunea Servicii Publice, Pașapoarte, Status, Emitere, Pașaport. Pe aplicație, solicitanții care au depus cereri pot verifica situația emiterii pașaportului după două criterii, după număr cerere și după CNP și data depunerii. Numărul cererii este trecut pe formularul semnat de către solicitant. Persoanele pot urmări prin intermediul acestei aplicații și vizualiza când ajunge pașaportul la sediul Serviciului Public Comunitar și se pot prezenta la ghișeu pentru ridicarea documentului de călătorie. Duminică 16 decembrie, la Biserica Greco-Catolică Sfânta Cruce din Baia Mare, va avea loc a 20-a ediție concertului eparhial de colinde, Sosita Crăciunul Iară, organizat de Episcopia Greco-Catolică de Maramureș. Evenimentul va începe la ora 17. Printre invitați se vor afla elevii ai școlii primare dr. Alexandru Rusu din Baia Mare, precum și coruri din nou protopopiate, protopopiatul Bucovina, parohia Cacica, protopopiatul Iza Vișeu, parohia Botiza, protopopiatul Baia Mare, parohia Lăpușel, protopopiatul Protopopiatul Luaș, parohia Târșolț, Protopopiatul Satu Mare, parohia Botiz, Protopopiatul Sein, parohia Sein, Protopopiatul Sighet, parohia Sarasău, Protopopiatul Chioar, parohia Șomcuta Mare, Protopopiatul Ciscarpatin, Patin, Satu Mare, parohia Porumbești și Corala Preoților, Corul Medieșana. Un Băimăreanu cu preocupări în domeniul contrabandei cu tutun depistat în trafic de polițiști. S-a întâmplat în cursul zilei de ieri. Polițiștii din Baia Sprie care au desfășurat activități în colaborare cu ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice l-au prins în flagrant pe bărbatul care transporta cu autoturismul țigări de contrabandă. Băimăreanu, în vârstă de 37 de ani, avea în autoturism 332 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, ce urmau a fi comercializate ilicit. Totodată, la domiciliul acestuia au fost găsite alte 100 110 pachete cu țigări de contrabandă de diferite mărci. Polițiștii au dispus confiscarea țigărilor și au întocmit dosar penal, continuând cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.